un bărbat de 51 de ani din Ploiești este suspectat că ar fi infectat cu virusul Ebola. El s-a prezentat în această dimineață la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, acuzând febră și stări de vomă. Bărbatul a spus medicilor că pe 25 iulie s-a întors din Nigeria, apoi și-a petrecut vacanța la Vama Veche, unde a început să se simtă rău. Imediat el a fost izolat și urmează să fie transferat la Institutul Matei Balș din București. Acolo îi vor fi preluate probe biologice, care vor fi expediate la un laborator din Germania, singurul ce se ocupă de astfel de cazuri. Rezultatul va fi cunoscut în minimum 72 de ore, scrie presa din România. De la începutul anului, aproximativ 1000 de persoane au murit din cauza virusului Ebola. Cele mai afectate țări sunt țările din Africa de Vest, Liberia, Sierra Leone, Guinea și Nigeria. Virusul mortal are o perioadă de incubație de 21 de zile. Primele simptome sunt similare unei gripe obișnuite, dar în stadiu avansat, pacientul suferă hemoragii interne. Deocamdată nu există un vaccin împotriva acestuia.